Bună ziua! Astăzi am ales să vă vorbesc despre eliberarea gândurilor negative. Primul pas în a ne elibera de aceste gânduri negative este acela de a le conștientiza. Pentru că atunci când nu realizăm ce rulăm pe fundalul minții noastre, nu putem schimba, de fapt, nimic. Doar rămânem captivi în patternul ciclic al acestor gânduri, ceea ce nu ne servește. În pasul al doilea ar fi să alegem ceva. Ce putem alege? Dacă ne dorim sau nu să ne eliberăm de tot ceea ce nu ne servește. Și răspunsul poate fi da sau nu. Dacă răspunsul este da, ce acțiuni alegem să facem pentru a scăpa de aceste greutăți care ne doboară de multe ori? Dacă răspunsul este nu, este ok. Nu toți avem același ritm de dezvoltare și de creștere. O să vină și momentul când o să vă vină cu ușurință să spuneți da. Pentru a conștientiza mai ușor, putem să facem o listă rapidă a gândurilor care nu ne mai servesc, de care dorim să scăpăm. Plecând de la realizarea propriului subiect legat de dorința de a îi schimba pe ceilalți sau de a se schimba ei. Limitările pe care le percepem în viața noastră. Gelozia pe care o resimțim, poate, față de anumite persoane. Vinovăția resimțită în anumite evenimente sau contexte și, bineînțeles, de aici autojudecata, pe care ne aplicăm de multe ori mai rău decât celui mai aprig dușman al nostru. Subiectele pe care le avem legate de furie, ce ne stârnește furia, cum acționăm atunci, ce gândim atunci. Și, bineînțeles, nu în ultimul rând legate de frică. Și pot fi, mai puteți găsi și altele. De multe ori oamenii trăiesc în aceste lanțuri ale gândurilor fără să conștientizeze că, de fapt, ei au și cheia la ei. Ei au puterea de acțiune pentru a se elibera. Doar că nu am fost învățați chestia asta de obicei. Noi nu avem control decât asupra noastră. Pe ceilalți nu avem cum să-i schimbăm. Da? Avem control asupra noastră și asupra percepției noastre legate de mediul înconjurător. Ceilalți aleg să se schimbe dacă, când sau cum vor să vrea. Da? Nu putem noi să influențăm partea asta. Totuși, de cele mai multe ori, schimbându-ne noi, putem observa în timp și schimbări în jurul nostru. Ori pleacă, ori se schimbă. Pentru că este ca un dans. Nu poți să dansezi două ritmuri total diferite fără să te calci pe bătături. Și, la un moment dat, renunți. Sau te armonizezi cu celălalt. De aceea este mult mai ușor de scăpat de gândurile legate de cum să-i schimbăm pe ceilalți. Printr-o comunicare asertivă le putem aduce la cunoștință atât lucrurile care nu ne servesc în relația cu ei, cât și rugămintea de a face ceva cu acele comportamente ale lor, bineînțeles. De asemenea, totuși în această discuție se cere să spunem clar ce vom alege noi să facem în momentul în care celălalt alege să nu schimbe nimic. Și aceasta este partea cea mai complexă, pentru că de cele mai multe ori noi nu suntem dispuși să facem nimic altceva decât să fugim. Oare cu ce contribuim noi la crearea relațiilor în acest fel? De asemenea, sunt multe gânduri care ne limitează în acțiunea zilnică, în tot ceea ce facem, da? Prin conștientizarea lor,
Putem observa că multe dintre ele sunt impuse de alții sau sunt interne. Cele pe care realizăm că le avem impuse de alții sunt mai ușor de schimbat. Da? Putem să plecăm, putem să schimbăm. E din exterior, e mai ușor. În momentul în care sunt interne, acolo, de fapt, nu realizăm cum să facem transformarea. Le luăm ca și când doar asta poate să existe și nimic altceva. Și de cele mai multe ori sunt moștenite din familie, din societate. Le-am luat la pachet fără să ne uităm dacă pe noi ne mai servesc sau nu, doar pentru că așa se face. Cu siguranță au avut un rol benefic pentru bunici, pentru părinți și ei, la rândul lor, au avut o intenție bună în a ne învăța să facem lucrurile în felul acela. Doar că timpurile se schimbă și trebuie să ne adaptăm și noi la ce se întâmplă acum, de exemplu. Da? Și unele din învățămintele care pentru ei au funcționat, pentru noi nu mai sunt așa de utile. De aceea este foarte sănătos ca din când în când să ne uităm la ce rulăm pe pilot automat și să devenim conștienți de ce este acolo și să facem curățenie. Gândurile legate de gelozie au de obicei la bază o lipsă de încredere în sine. Și este un subiect destul de larg, astfel încât am hotărât să fac o înregistrare separată pe această temă, pentru a căuta să atenuăm cât mai mult acest motor, să-l reducem cât mai mult, să lucreze cât mai la relantii, dacă se poate. Dacă nu putem să-l scoatem de tot, adică să ne căpătăm încrederea noi cu totul. De multe ori alegem să facem lucruri pe care apoi ne judecăm și ne învinovățim că nu au ieșit așa cum speram noi să iasă. Și facem asta fără să conștientizăm că, de fapt, suntem în acest proces de creștere și dezvoltare. Evident, pe subiectele respective, da? Nu pe total ființă. Pe anumite arii e firesc să mai avem de învățat și cred că toată viața o să avem de învățat. Este exact procesul prin care un bebeluș învață să meargă. Da? El cade, ia o grămadă de trânte și nu îi judecăm pe ei pentru așa ceva. De ce? Pentru că sunt mici și undeva acolo am decis că noi suntem mari și noi nu mai avem voie să cădem sau să ne luăm trânte. Cred că ni s-a și repetat de foarte multe ori, gata, de acum ești mare, trebuie să faci perfect, ceea ce e o minciună. Noi am înghițit-o și am asimilat-o așa de bine în structurile noastre, încât acum ne judecăm singuri pentru ce nu ne iese bine din prima. Și cel mai multe ori și renunțăm să mai facem, doar pentru că nu ne iese din prima 100%. Cum ar fi să conștientizăm că, de fapt, cel mai mult învățăm din propriile greșeli? Și cel mai repede. Și să ne oprim din a ne judeca pentru asta. Să ne dăm aceeași permisivitate pe care o acordăm copilului mic când învață să meargă. Cum ar fi dacă în loc de vinovăție și judecată am învățat să conștientizăm unde suntem ca și proces pe acest subiect și să ne acceptăm cu recunoștință că, deși avem parte de lovituri, refuzăm să ne dăm bătuți. Gândurile legate de furie există, de fapt, ca să alimentăm această energie a acțiunii. Până ajunge la nivelul în care chiar să ne urim să facem ceva pe subiectul care ne supără, care ne înfurie, da? Legat de acțiune, de multe ori nu avem încredere
că dacă am acționa, am face ceva constructiv pentru noi și atunci renunțăm. Dar furia rămâne. Pentru că acolo undeva există conștientizarea că se poate și altfel. Că noi putem să facem și altfel. Și de multe ori, totuși, nu acționăm noi, pentru că avem așteptarea ca celălalt să acționeze pentru noi. Să facă celălalt alegerea în locul nostru. Evident că de cele mai multe ori, dacă alege altcineva, nu ne convine rezultatul. Că doar nu e celălalt expert în noi, da? Și ne enervăm și mai tare. Și ne enervăm din energia aia a copilului mic, rănit, că mama nu a știut ce-i trebuie lui, eventual să-i citească gândurile sau să ghicească. Da? Pentru că avem acolo credința că dacă celălalt ne iubește, ar trebui să știe de ce avem nevoie. Pentru a schimba ceva, aici se cere de fapt să ne asumăm propria viață. Să ne dăm voie să ne maturizăm. Da? Și mai e ceva legat de furie. De multe ori în spatele furiei este o frică la care refuzăm să ne uităm. Până la urmă, frica apare în multe subiecte la care ne gândim conștient sau nu. Totuși toate au la bază frica de a ne uita în interiorul nostru. Această frică este ca o umbră, ca o ceață întunecoasă, densă. Da? Totuși, dacă ne uităm de aproape la frică, frica nu are putere. Doar faptul că noi alegem să-i dăm putere, să credem în ea, este de fapt singurul lucru care îi dă putere. Frica nu poate crea nimic pentru că nu are substanță. Dar ne poate distruge viața. Pentru că exploatează toate energiile din corpul nostru, împiedicându-ne, de fapt, să trăim cu adevărat. Ne menține la suprafață, cu atenția spre exterior, împiedicându-ne să fim în contact cu noi înșine. Și singura cale de a scăpa de frică este prin a o înfrunta. În înregistrările viitoare vă propun să luăm fiecare părticică în parte, să lucrăm concret, câte puțin, să vedem ce se poate schimba. Până atunci, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dacă considerați că este contribuție, vă rog să dați subscribe pe canal și să împărtățiți și cu alte persoane informația avută. De asemenea, vă aștept cu mesaje legate de ce schimbări aduce această lună în viața dumneavoastră. Mulțumesc!